Aș vrea să vă ședința de astăzi. Pentru început, supunem la vot procesul verbal din ședința de luare. Cine este pentru? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iunie 2018. Supunem la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramului. Inițiator primarul comun. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Este vorba de modificarea statului de funcții și a organigramului, adică se va modifica compartimentul drumului și denumirea lui va fi compartiment drumuri, spații verzi, apă și canalizare și înființarea unui post călcuș mecanic, șofer, sugol pe HD. Este modificat statul de funcții și organigrama prin modificarea compartimentului din drumul, în compartiment drumul, apă, canalizare, spații verzi și înființarea unui post. Și desfințarea fochist, nu? Și desfințarea fochist. Adică... Rămâne la același mură. Rămâne la același mură. Fochist este Marian, dar el este angajat în postul de paznic cu atribuții de fochist, având în vedere că primăria l-a trimis la școlarizare pentru postul de fochist. Să fie angajat pentru postul de fochist, trebuia să scoatem la concurs postul de fochist sau prin transfer. Așa l-am lăsat pe postul de paznic cu atribuții de fochist, prin trimiterea la școlarizare a paznicului pe postul de fochist. Având în vedere că pe o perioadă de 7 luni de zile e fochist, pe altă perioadă nu este pe fochist. Supunem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului drum comunale, apă, canal, spații verzi. Inițiator primarul comunului. Da, este regulamentul de funcționare a compartimentului nou înființat. Deci, prima dată se modifică compartimentul, iar el, ca să funcționeze, se funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare a compartimentului drum comunal, apă, canal și spații verzi. Atât. Supunem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării autorității publice locale, Comuna Sândulen, județul Bacău, la parteneriatul GAM, Codrul Rungului, inițiator primarul comunului. Este vorba de GAL Urmus Montana, vechea denumire, și-a schimbat denumirea GAL Codrul Rungului. Și noi trebuie să aderăm la acest GAL, grup de acțiune locală, la noua denumire. Este noua denumire a vechii Urmus Montana. Supunem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Sândulen în anul 2023. Inițiator primarul comunului. Este program de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea Comunei, care se apropă în fiecare an. Dacă veniți cu ceva suplimentări, exact ca așa anul trecut, cu alte puncte de vedere, cu alte suplimentări privind atribuții în vederea frumusețării, suntem dispuși să modificăm, dar în fiecare an am adus modificări, și cred că o ajuns la un stat încât. Supunem la vot punctul numărul 5. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind organizarea pășunatului pe raza Comunei Sândulen. Inițiator, primarul comunei. Deci, același proiect de hotărâre privind organizarea pășunatului este o hotărâre de Consiliul Local, trebuie dată, privind pășunatul Comunei Sândulen. Supunem la vot punctul numărul
Deci, fără această hotărâre, nu poate avea loc coșunatul pe gaza cu noi. Nu e în aceeași afață, același concesionar, nu s-a modificat. Supunem la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local Sănătos, precum și a diferitelor evenimente culturale și sociale desfășurate pe raza Comunei Sândrei, inițiator privat comun. Sunt serviciile de televiziune a societății care filmează. În fiecare, avem o jumătate de când nu am mai reactualizat contractul și propunem încheierea nou contract pentru aceste servicii de informare, promovare și publicitate. Prețul pe lună este 650 de lei fără TVA. Cred că a fost același preț, dacă vreți. E 670. Adică e la fel. E la fel, da. Nu s-a modificat. Este la fel. Supunem la vot punctul numărul 7. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCR numărul 17 din 29.09.2016 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sândulei, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 29.09.1999 modificat prin HCR numărul 3 din 24.03.2003 și HCR numărul 19 din 6.07.2005. Inițiator primarul public. Este vestitul domn de la Mateiești, schimbăm suprafețele, ce s-a putea realiza acum, prind reintaburarea, repoziționarea ultimei case, suprafața noastră crește cu 60 de metri pătrați. Ca să putem să intaburăm iar nou drumul, nu mai e suprafața aia de 6.060, va fi 6.120. Și acea suprafață de 60 de metri pătrați, trebuie inclusă și ea în inventar, în domeniul de inventar. De o situație mai rea cu drumul și... Știți că există un partenerat între noi și Liberi, e ciudat. Supun la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? Punctul numărul 9, diverse. Înscrieți acum. Vă spun eu, aproape s-a finalizat licitația de la Brașamente, s-a solicitat câștigătorul să depună în 3 zile doar ei, alte documente. Așteptăm 7 zile de contestații să vedem dacă firma care nu a fost, care s-a dat neconformă, va face contestații și trebuie să așteptăm 7 zile. Doamne ajută să nu facă, să putem să începem lucrările. Că... Faci contestație, durează. Și până la este că la contestație nu durează. Dacă găsești o persoană care crede că el are dreptate, are dreptate, te poate duce și în instanță judecătorească. Adică CNSC-ul emite doar un punct de vedere privind soluția dată. Adică ei spun, reia, verifică, dar nu spune, dă câștigătorul pe ăla și pe ăla. Și... Noi n-am avut până acum contestații. O singură dată s-a încercat să fac contestații la terenul de formare. Și s-a înțeles că la licitație nu a fost participat cu personal autorizat de RN. Trebuie să fie firma autorizată a RN. Adică, înainte era simplu, de cei cu doi oameni personal autorizat, acum asta e firma autorizată. La gaze suntem în licitație, 10 mai este perioada de depunere a ofertelor. Este o licitație, cât va fi o licitație, nu grea, foarte grea. Acum depinde de câte firme va veni. Vor veni cu mii de pagini. E o licitație foarte grea. S-a impus în caietul de sarcini niște condiții care să aducă un plus valoare execuției lucrărilor, dacă pot să spun așa,
adică s-a solicitat un cont cash flow care cel care va depune 1 milion de euro are 20 de puncte. Cel care nu va depune nicio sumă în acel cont nu va beneficia de niciun punct. Adică este o licitație punct. Cel care va aduna cel mai multe puncte va câștiga licitația. Este un lucru benefic, foarte benefic, adică acel cont, cash flow, nu ai voie să efectuezi cheltuieli decât din acel cont. În momentul când vii la decontare, primăria, primul lucru pe care îl va face, va reîntregi acel cont de materiale, de unde ai cumpărat materiale. Adică, cu alte cuvinte, el nu va putea veni cu un ireal de la decontare. Pentru că un ireal de la decontare o reprezintă, cât zicem, 100, un ireal, 10.000 de euro. Adică el, dacă ia din contul ăla cash flow 10.000 de euro, pasul de milioane, eu primul lucru pe care îl fac, reîntregesc contul ăla cu 10.000 de euro. Adică el va ține blocat acel 1 milion de euro. Adică, pe scurt, el este forțat să termine acea lucrare într-un termen foarte scurt. Adică, ține blocat 1 milion de euro. Și atunci el va veni la lucrări, la decontări, cu valori mari și am impus o altă condiție în caietul de sarcini să nu vină cu deconturi mai mici de 20 de miliarde, adică nu vin la mine toată ziua cu 1 miliard, 1.500.000, eu n-am timp să-ți verific asta, toată ziua să stau după tine, sunt 8 milioane de euro. Și atunci am impus condiția cu 20 de miliarde. Condiția asta de cash flow am văzut-o la marile licitații în care toate firmele și tu acea de respectiv firme mari nu vor să țină banii blocați. Respectiv centura Bacău, când s-a depus în cash flow 80 de miliarde. Ce s-a terminat mai repede? Lucrarea costa 425 de miliarde și prin condiții legale de sarcini s-a impus acest cash flow de 80 de miliarde și s-a terminat prea repede. Acum nu știu dacă o să avem noi noroc, dar poate Dumnezeu ne ajută să se termine repede. Adică e un lucru benefic. Vom fi, chiar eram curios să văd dacă vom avea noi, că suntem singuri, dacă vedeți acolo pe asociația, alții au, spre exemplu, Udovca, ei au 81 de km, dar ei, toată lungimea au 170 de km, deci ei nu au gaze pe toată zona. Noi avem pe toate drumurile, făcând un raport, o comparație între Dofteana și noi, care este o comună, ok, un primar extraordinar la Dofteana, să știți. Noi avem 44 de km pătrați, da? Dacă zicem 44 de km pătrați, adică 10 pe 4, 10 ori 4, 40, ei au 177 de km pătrați, ca și suprafață. Făcut un raport însemnând că, virgulă, comuna Dofteana este de 4 ori mai mare ca noi. Ca și suprafață. Nu am crezut așa. Dar ca populație este 10.000. De 10.000, de două ori jumătate. De două ori. 4.800, 5.000, 10.000. Dar ca și suprafață este mult mai mare ca suprafață. Noi chiar credeam că suprafața comună e mare, doar. Trei ani comună, ca suprafață. Dar n-am știut. Eu credeam că noi avem suprafață mare. Noi nu avem așa suprafață. Cu toate că distanța între Buzoi și Scoful sunt 14 km. Deci, poate noi ne închidem pe o ușuviță. Pe o ușuviță. Hai, să vedem. Pe urmă, nu pot să spun, la o comună au venit 10 subcontractanți la licitație. 10 subcontractanți la gaze. Acolo situația este lungă, este foarte dificil. Adică, mă ta faci un kilometru, mă faci 2, 3, mă ta 5, la 7, la 8, la 10 km. Registrația spune, procesul verbal de recepție la terminarea lucrării va fi efectuat pe fiecare tronson în parte. Adică, recepție mata, recepție mata, recepție mata, recepție mata. Ei nu au concesionare. Noi avem concesionare. Adică, eu zic că e bine. Întrebări cu gaze, eu zic că e bine. Vă dați seama, e și la stufu gaze. Da. La stufu, următorul mandat îi facem pistă de avioane, domnule.
punem supra pista de avion. Pista de avion. Și codantor de incidente tehnic va fi o persoană pusă de primar acolo, pista de avion. Alte întrebări. Da, la gază, da, altceva. Te gădinița aia aproape, da? Canalizarea. E gata, dar nu vine la să facă rigore. Mai are codat până 31 mai și nu vine. Ia numărul de țea. Da, de întrebări, da. Spuneți, da. Da, nu, tot e clar ce să. Da, întrebări, adică. Mihai. Dacă vreau să vă întrebări, declară ședința închisă. Mulțumesc.